Bună seara, dragii noștri! Bună seara, dragul meu, Cove! Bună seara, draga mea, Alexandra! Bună seara, bunii mei! Este sâmbătă seara! Exact! Ce poate fi mai frumos decât să fim împreună? Să... Ne continuăm ediția, nu? Ediția Fresh Monden, dar cu ediția Best Of, nu? Clar asta! Dar dumneavoastră puteți sta relaxați în fotoliu, pe canapea, luați-vă ceva la îndemână, un suc cu apă minerală și așa mai departe. Exact, ceva de ronsăit acolo. Exact! Să... Și haideți să vedem ce v-am pregătit pentru această ediție Best Of. De când a devenit mamă, Sensi se distrează copios. Fiul ei este o adevărată sursă de amuzament pentru vlogăriță. Ce a mai făcut, aflați în seara aceasta la Flash Monde. Elena Gheorghe a descoperit secretul fericirii. În toată imperfecțiunea vieții, artista și-a creat propria definiție. O aflăm și noi la Flash Monde. Sunt celebrii, sunt bogați și tot succesul îl datorează mamelor lor. Au fost crescuți doar de ele, iar astăzi sunt cea mai mare mândrie. Despre cine este vorba, aflați la Flash Monde. Noi, părinții, trebuie să recunoaștem că uneori viața de părinte este și amuzantă. Corect. Dacă știi să o faci așa, poate fi chiar comedie. E, da, uite, iată că iese și lui Sensi. E mamă de băiat, piticul mișună prin casă de dimineață până seara, iar ea se distrează copios. Ba chiar și împărtășește cu fanii ei, iar rezultatul este delicios. Bună ziua, aș dori să fac un review la acest produs care mi-a ajuns. Mi-a întârziat 9 luni de zile să ajungă, deci mi se pare exagerat de mult. Vine fără accesorii, ceea ce este inadmisibil, pentru că a fost un produs destul de scump. Buton închis-deschis nu are, scoate zgomote ciudate, elimină o substanță urât-mirositoare. Sensi nu se dezlipește de fiul ei, iar de când a devenit mamă, piticul este centrul universului. Totul este legat de el și influencerița nu ar schimba nimic. Vlogărița a devenit mamă anul trecut în luna septembrie, iar ea și soțul ei, Valentin, au simțit că li s-a îndeplinit cea mai mare dorință. Ea își dorea tare mult să aibă un băiat și iată că dorința i s-a îndeplinit. Acum îi cam pune părul pe bigudiuri, însă orice oboseală pălește la primul zâmbet. Sensi a știut dintotdeauna că va fi mamă de băiat și planul îl avea făcut cu minuțiozitate. Știa și numele lui. Întotdeauna am visat să am un băiețel și uite că Dumnezeu așa a vrut. E un copil trimis de Dumnezeu. Am avut numele pregătit pentru el. E numele lui Mamaia, de fată. Sensi și Valentin s-au căsătorit în urmă cu 2 ani, iar vlogărița și-a ținut iubitul secret până în ziua anunții. Starurile de la Hollywood sunt și ei oameni și unii au nevoi de care nu sunt prea mândri. Au plătit sume fabuloase pentru sex doar ca să-și împlinească unele fantezii. Despre cine este vorba, aflați imediat la Flash Monde. O vedem mereu cu zâmbetul pe buze, este veselă, emană energie pozitivă, dar acasă este polițistul rău. Elena Gheorghe are câteva principii de la care nu se abate și chiar dacă în intimitate mai există certuri, are o viziune cât se poate de clară despre fericire. Nu ar schimba absolut nimic din imperfectul pe care îl trăiește perfect. Steaua mea, steaua cu stealii, mult oanar cu fi. Mi-ascol noaptea să-i mutrescu până cu ocării. Și când un nori se derină, mi-o frică să nu piche. Elena Gheorghe știe prea bine că nu are niciun motiv să se plângă. Are acasă un soț care este sprijin în orice, 2 copii minunați, părinții și rudele aproape, cu toții sunt sănătoși, așa că tot ce vine în plus e bonus. E cu picioarele tare bine ancorate în realitate și visurile ei sunt multe, dar palpabile. Tocmai de aceea, despre fericire, și-a făcut singura o definiție.
Fericirea e de fapt starea noastră naturală. De fapt, noi ne naștem fericiți. Numai că intervine societatea, regulile, vrei să te integrezi. Iar atunci le respecti și ușor, ușor, concepțiile se schimbă și uiți de această fericire care până la urmă este esențială. După care, de fapt, îți dai seama că pentru asta ești aici. Să trăiești fericire și te despachetezi ușor, ușor, fiecare înveliș îl dai la o parte ca să ajungi de fapt la esență, la acea fericire. Pentru Elena Gheorghe, fericirea nu se află în lucruri, nu se află în averi, ci în momente. Iar pentru asta e nevoie de un singur ingredient, de timp. Consider că fericirea constă să-ți dai timp, constă să-i dai timp. În ziua de azi suntem acaparați în foarte multe direcții. Cumva uităm de noi, muncim până la epuizare, iar atunci n-ai cum să fii fericit dacă tu nu ești ok cu tine. Fericirea necesită timp. În cei 38 de ani pe care îi are, a experimentat fericirea în toate formele ei și a căutat-o peste tot. Răspunsul pe care l-a primit de fiecare dată e același. În primul rând, eu mă fac fericită pentru că ține de mine dacă sunt fericită sau nu. Cei din jurul meu cu siguranță îmi dau motive de fericire, dar ține de mine să aleg fericirea sau să nu o aleg. Eu sunt pionul principal care aprobă sau dezaprobă fericirea, bineînțeles, familia mea, copiii mei, soțul meu, oamenii pentru care cânt. Faptul că Dumnezeu mi-a dat acest dar și încă simt după atâta timp să cânt cu multă bucurie și multă împlinire în suflet și lucruri mărunte, nu chestii foarte mărețe. Am trecut și prin chestii foarte mărețe și mi-am dat seama că, de fapt, e o iluzie a fericirii. Fericirea, pe bune, e cea simplă. Relația cu soțul ei, Cornel, este stâlpul de temelie în tot ceea ce ea înseamnă. Nu și-ar putea imagina viața fără el. E foarte complexă, aș putea spune, e frumoasă, este și solicitantă, are foarte multe nuanțe, dar cel mai important e că există, că suntem împreună și că suntem sănătoși, restul lucrurilor se fac pe parcurs, chiar dacă nu sunt perfecte, dar în imperfecțiune este minunat să fii liniștit și echilibrat, în rest se rezolvă toate. În imperfecțiunea numită viață, Elena Gheorghe are un rol pe care nu și l-a dorit neapărat. Acasă este polițistul rău, iar de certuri nu sunt nici ei feriți. Există, clar, dacă nu ar exista, atunci nu ar exista familie. E mult spus certat, dar în general ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiare, pentru că el este mai indulgent, eu sunt polițistul rău. Eu sunt puțin mai autoritară, să zic, îmi doresc ca cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie polițistul bun. Iar atunci mai intervin unele lucruri, dar înțeleg că trebuie să existe două balanțe ca să se încline și să fie echilibrul acela. Claudia Ghițulescu a trecut de-a lungul timpului prin momente dificile. Cu dragostea nu prea i-a ieșit mai nimic. Și-a închis total sufletul în fața bărbaților și la un moment dat parcă nici nu-i mai vedea. Depresia era în mintea și în sufletul ei ca la ea acasă și nimic, dar absolut nimic, nu mai era bine. Parcă și cariera a început să scârție și totul în jur părea să se năruie. Ei bine, a zis că de una singură nu mai poate, așa că și-a făcut drum la psiholog. Ce să vezi, o întreagă viață i s-a așternut în cale. Vreau să-mi trăiesc viața minut cu minut, că până acum parcă n-am știut. Vreau să-mi trăiesc viața minut cu minut, că până acum parcă n-am știut. S-au căsătorit cu Tam-Tam, era îndrăgostită până peste urechi și avea încredere oarbă în bărbatul cu care a ajuns la altar. Eu vreau să iubesc, că îmi dă putere, să mă veselesc și să fac avere. Eu vreau să iubesc, că îmi dă putere, să mă veselesc și să fac avere. Omul de afaceri, care i-a promis iubire, loialitate și siguranță, pare că nu s-a ținut de cuvânt. Artista susținea că soțul a înșelat-o, iar suferința ei a atins cote maxime. A fost un șoc pentru mine. Eu abia acum am aflat adevărul. Mă înșela de un an și ceva, în condițiile în care noi eram căsătoriți de 2 ani. Deci el avea viață dublă. Avea și soție și amantă. Voia să trăiască așa. Culmea, până și părinții lor știau de relație. Păi ce, părinte,
faci tu când știi că fiica ta umblă cu un om însurat? Umbla cu amanta de un an de zile sub ochii mei. Asta declara Claudia în urmă cu 2 ani. De atunci n-a făcut nimic altceva decât să facă eforturi să-și revină, să-și recompună sufletul și să redevină din nou ea. A reușit. Acum spune că e în cea mai bună formă a ei și e pregătită să o ia de la capăt. Sunt vindecată de foarte mult timp. Am ajuns la concluzia că e cel mai bun lucru din căsnicia mea. Așa e mai bine pentru amândoi, pentru că nu ne potriveam deloc. Nu știu dacă am greșit eu mai mult sau el. Nici nu mai încearcă să caute vinovați, vină sau greșeli. Pur și simplu a dat totul uitării. Vrea din nou să simtă fiorii dragostei, vrea să se trezească în brațe calde care să o dorească doar pe ea. Este vorba de compatibilitate. Iubirea și compatibilitatea fac tot. Greșelile nu-și mai au rostul în această ipoteză. Acum știe și ce vrea de la următoarea relație. Știe ce va face și mai ales ce nu. În următoarele relații nu o să mai trec cu vederea peste orice lucru care mă deranjează. Sunt pregătită să primesc iubirea în viața mea. De mi-ar cere pui așa să iau de pe cer luna. I-aș lua la zi ce nu pot, cerul cu stele cu tot. După ce mănânci o viață întreagă friptură, parcă vrei și o ciorbă din când în când. Numai că la Hollywood, atunci când vine vorba de sex cu profesioniste, este nevoie de foarte, foarte mulți bani. Oho, de aceea starurile internaționale scot din buzunar sume care încep de la $1,000 și ajung la peste $200,000. Evident, intră în tarif automat și clauza de confidențialitate și asigurarea că întâmplarea nu va fi făcută publică niciodată. Asta chiar ar fi grav. Da. Cine s-ar fi gândit că Justin Bieber ar putea vreodată să plătească ca să aibă o femeie în pat? Ei bine, celebrul cântăreț a scos din buzunar o sumă pe măsura celebrității lui. $10,000 pentru o partidă de sex în compania profesionistelor, în timpul unui turneu în America Latină. Pentru plăcerea lui a închiriat în Brazilia 3 fete deodată. If you want some loving, baby. Eddie Murphy a recunoscut că obișnuia să meargă des la prostituate. Era extrem de generos cu profesionistele și nu l-a părut niciuna în presă. În 1997, însă, a pățit șocul vieții lui. A angajat o fată cu $300 și când au ajuns la hotel, a descoperit că era pe jumătate băiat. Tiger Woods a plătit peste $60,000 pentru a se bucura de serviciile unor escorte de lux. În 2009, el era abonat la bordelul lui Michelle Brown din New York și a avut parte inclusiv de serviciile unor dive porno. Din păcate, obiceiul l-a lăsat fără jumătate din avere și fără nevastă. Charlie Sheen a plătit bani grei pentru a avea parte de partide fierbinți. Numai puțin de 20 de starlete din industria filmului pentru adulți au trecut prin pat. Distracția l-a costat peste $1,000,000. Actorul britanic Hugh Grant a fost prins în 1995 în Los Angeles, în timp ce făcea sex în mașină cu o prostituată de culoare, fiind cuplat cu Liz Hurley la vremea respectivă. Incidentul a costat $1,180 pentru că polițistul nu a vrut să-l ierte. Boy George s-a ales cu o pedeapsă de 15 luni de închisoare după ce a fost acuzat că a sechestrat un tânăr care se prostitua. Cântărețul britanic a recunoscut că Hudson Carlson a fost singurul profesionist care nu a înțeles ce vrea de la el. Cântăreața Eve a vrut să încerce ceva nou în 2007. A pus mâna pe telefon și a sunat să cheme o prostituată lesbiană. A avut parte de o noapte de vis, însă tânăra expertă în sex a făcut publică imediat povestea. Evident, Eve nu a recunoscut, susținând că ei plac bărbații.
Kanye West este pus la zid de internauți. Întreaga planetă este oripilată de modul în care rapperul își tratează soția. Presa de peste ocean scrie că el este cel care îi dictează cu ce să se îmbrace sau, mă rog, mai bine spus, cât de mult să se dezbrace. Ai văzut și tu, nu? Imagine, am văzut, nu? Da. Așa se face că Bianca Censori umblă mai mult dezbrăcată chiar și pe stradă. And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Kanye West este cunoscut ca fiind controversat, atipic și dornic să fie mereu altfel. Nu odată a surprins întreg mapamondul. Ei bine, acum își face de cap în ceea ce o privește chiar pe soția lui. Bianca Censori are 29 de ani, iar ce spune soțul e literă de lege. Cei doi s-au căsătorit în anul 2023 și se pare că au făcut nunta după doar o lună de relație. Evenimentul a fost unul restrâns și au participat doar câțiva apropiați. Ei bine, de când starurile se afișează împreună, a început o avalanșă de remarci la adresa lor. În prim plan, mereu a fost ea. Toate aparițiile ei sunt șocante. Hainele pe care le alege nici nu pot fi numite haine sau în niciun caz bune de ieșit pe stradă. Se pare că tot ce are în garderobă este aprobat chiar de Kanye West. El este cel care dictează ținutele, iar anul acesta și-a luat jobul și mai în serios. Anul acesta nu se poartă pantaloni. Pantaloni ca pantaloni, dar cu celelalte articole vestimentare, ce o fi avut? Modelul a renunțat tot mai des la haine și a pozat în fel și fel de ipostaze provocatoare, de a ajuns să stârnească milă în spațiul virtual. Ești un suflet foarte pierdut, las-o pe săraca femeie în pace, fii un exemplu pentru copiii tăi. Spune-ne că încă o iubești pe fosta soție fără să ne spui. Cineva să o salveze de acest bărbat. Și în același ton sunt aproape toate comentariile. Lor însă prea puțin le pasă. Nici măcar că în Italia, pe numele Bianca, i-au venit mai multe solicitări de a fi amendată, nu a prea contat. Faptul că pe stradă a umblat mai mult dezbrăcată i-a adus un val de critici. Sunt celebri, sunt bogați și tot succesul îl datorează mamelor lor. Au fost crescuți doar de ele, iar astăzi sunt cea mai mare mândrie. Despre cine vorbim, aflați imediat după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Celebritatea stă cu ei la masă, dar n-a venit așa de nicăieri. Au construit-o pas cu pas. Există vorba aceea că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică, dar putem să adaptăm și noi și să spunem că în spatele unui om de succes se află măcar un părinte care a știut cum să-i ghideze pași. Și spunem măcar un părinte pentru că foarte multe celebrități de Oscar chiar au fost crescuți doar de mamele lor. Și chiar dacă poate nu le-a fost ușor, iată că scopul a fost atins. În zilele noastre, un părinte care își crește copilul singur nu e vreun tabu și nici vreo mirare. Trăim vremuri în care e mai ușor să renunți decât să repari. În trecut, doar curajoșii reușeau să se desprindă din relații toxice și iată că nici părinții de vedetă n-au făcut excepție. Să o luăm, spre exemplu, pe mama Angelinei Jolie. Și-a crescut fiica cum a putut și știut mai bine, iar astăzi chiar are cu ce să se mândrească. Marceline Bertrand s-a despărțit de tatăl fetiței ei după doar 9 ani. Visa și ea la o carieră în actorie, dar după despărțire visurile s-au năruit și a trebuit să se concentreze total pe creșterea copiilor. Visurile ei s-au înfăptuit însă prin fiica Angelina Jolie, care astăzi este una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood. Și cum sângele apă nu se face, iată că și ea crește singurică, după divorțul de Brad Pitt, 6 copii. Și Halle Berry a fost crescută doar de mama ei. Mama, Judith Ann Hawkins, lucra ca asistentă într-un spital de psihiatrie. Acolo l-a cunoscut și pe tatăl fiicei sale. S-au îndrăgostit, s-au căsătorit, dar după doar 4 ani și-au spus adio. Așa se face că Judith a crescut-o pe Hailey și pe sora ei, Heidi, de una singură. A făcut o treabă bună? Păi faptele așa spun. Halle Berry are la loc de cinste un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță, un premiu Emmy și un Glob de Aur.
pe listă se înscrie cu brio și Leonardo DiCaprio. Părinții lui, George DiCaprio, și soția lui, Irmelin Indenbirken, au divorțat pe când fiul lor avea doar un an. Creșterea lui a intrat în grija mamei, iar acum e mândră că a scos om din el. Pe lângă cariera fulminantă la Hollywood, Leo DiCaprio se implică activ și masiv în protejarea mediului înconjurător. Din anul 1998 a donat peste 30 de milioane de dolari pentru această cauză. Așa mamă, așa fiică, Mariah Carey nu știe cum e să te trezești dimineața și micul dejun să ți-l pregătească tata. Și asta pentru că n-a fost prin preajmă. La vârsta de 3 ani, Patricia Hockey a divorțat de soțul ei și și-a dedicat viața copiilor. Cântăreața de operă, Patricia și-a iubit meseria atât de tare încât i-a insuflat fiicei ei pasiunea și dragostea pentru muzică. Azi, oriunde în lume, Mariah Carey e un simbol. Rămânem tot în zona artiștilor și ne oprim la Justin Bieber. Mama lui, Elizabeth Patricia Mallet, a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani și cu niciun chip n-a vrut să renunțe la sarcină. Scriitor de meserie, Elizabeth a crezut cu tărie că se va descurca și a reușit. De mic l-a lăsat să-și urmeze pasiunea, iar pe când Justin avea doar 12 ani, Elizabeth a făcut public un video cu fiul ei cântând. Atunci s-a creat clicul și practic a început cariera artistului. Noroc cu mama lui! Și dacă tot am pomenit de Justin Bieber, de ce să nu o pomenim și pe Selena Gomez? Poveștile lor sunt tare asemănătoare. Amanda Cornett a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani. S-a căsătorit cu Ricardo Joel Gomez, dar după doar 5 ani au și divorțat. Amanda era actriță, așa că și-a inspirat fiica cât a putut de mult să devină cine este astăzi. Din mamă care dădăcește și educă, Donda West s-a transformat în managerul fiului său. Da, Kanye West este în continuare fiul mamei. Donda îl crește singură încă de la vârsta de 3 ani și mereu l-a lăsat să facă fix ce îi place. A zis că vrea să fie muzician, i-a întins toate pârghiile și în plus l-a susținut cu toată ființa ei. N-a dat greș, am spune, ținând cont de faptul că acum Kanye West e unul dintre cei mai bogați artiști de peste ocean. Vezi, dragul meu, Cove, asta înseamnă să te implici cu adevărat, să fii acolo trup și suflet pentru copilul tău, pentru că uite ce se poate întâmpla. Așa este, așa este, și nu există motiv de mândrie mai mare pentru un părinte decât atunci când vede că copilul său a ajuns la, un anumit nivel, la un anumit statut și așa mai departe. Dar încheiem aici ediția din această seară, este sâmbătă seară, mai avem o zi de weekend, după care ne întoarcem la treburile noastre curente și serioase. Evident, cu toate informațiile, cu toate știrile despre lumea mondenă și nu numai, showbizul ne așteaptă. Seară frumoasă tuturor! Toate cele bune, weekend liniștit în continuare! Program disponibil pe primaplay.ro.